Dragi chișinăuieni, pe ultima 100 de metri am fost și eu acceptat ca virgulă candidat la funcția de primar a municipiului Chișinău. Până la vârsta de 18 ani, eu în buletin eram Andrei Ugăl. Ugăl era familia lui tata, un rus din Chelyabinsk pe care eu nu l-am văzut niciodată. Mama e o moldovancă cu rădășini români, Galina, o gospodină din satul Pitușca, raionul Călăraș. Săteni o mai numesc și Galea Trântașu, de atât că mama 10 ani la rând câștiga derbecul de hramul satului la Trântă. La vârsta de 25 de ani, mulțumit rădășinilor lui mama, eu am reușit să-mi redobândesc cetățenia română. Automat familia lui tata, Ugăl, a fost tradus în român. Și în prezent eu mă numesc Andrei Huilă. Am decis să candidez la fotoliu de primar, fiind unicul candidat sincer cu sânge reșii din moldovan. Unicul candidat care are curajul să spună că eu vin la primărie nu pentru salariu, eu vin la primărie pentru a învăța noi scheme de a fura și de a spala milioane. Numai cu ajutorul vostru, numai împreună, eu voi reuși să ajung la primărie, să fur de la cei care au furat și să mă împart cu voi. Sloganul meu, furăm capitala, apoi furăm și țara. Eu și echipa mea venim la primărie cu un program bine stabilit de a fura și a spala milioane. În primul rând, din drumuri, pentru că acolo e cel mai ușor de furat și după de plombat și de asupat gropile, astfel ca să nu rămâne urmă. Într-a doilea rând, din vânzarea pe un cap a loturilor de pământ din capitală. Vindem tăți și construim blocuri de locuit, construim mansarde, construim tăți și spoade construit, astfel că atunci când ați ieșit din casă să nu mai vedeți lumina zilei. Dacă voi reuși să fur des și regulat, promit să organizez tombul în Piața Mare a Dunării Naționale. Să aveți ocazia să participați și dumneavoastră și să câștigați sume fabuloase de bani. Biletele le veți putea procura la orice chios din capitală sau de la taxatorii de trolebuze. În joc vor fi puse 20% din ce ieși am sfur eu. Promit! Un alt scop important din programul meu și a echipei mele este că atunci când vom veni în fruntea primăriei să analizăm în ce circunstanță au fost vândute toate loturile de pământ din capitală, pe care au fost construite blocuri și pe care se construiesc și în prezent. Blocurile care au fost construite ilegal sau pe pământ cumpărat cu bănuți de pe vremea domniei lui Dorin Chertoacă, automat vor trece sub controlul primăriei. Iar eu, ca primar general, vă voi oferi ocazia să cumpărați apartamente la jumătate de preț. Eu voi fi primarul tuturor și nu voi promite ce e și nu e real, de gen metrouri sau centrale termoelectrice, la fel cum promite Valera Muntean. Eu nu voi întinde covoare așa ca Silvia Radu. Și eu n-am să dau capitala niciodată în arendă, așa cum vrei să o dai Andrei Năstase. Dar nici n-am să o rusipic așa cum vrei Ionce Ban. Eu voi fura și net mă voi împărți și cu voi. Fiți alături de mine că urmează să apară a doilea spot electoral cu promisiuni reale. Nu fi terpilă! Votează Andrei Huilă!